cu alte persoane. Unul dintre lucruri ați făcut referire la ce a spus doamna Firea în emisiunea de săptămâna trecută, domnia sa spunea așa. Pe stânga, lucrurile în momentul de față ar putea să fie divizate. Electoratul să fie spart și în momentul în care la primăria generală este actualul primar general care candidează pentru un al doilea mandat, în condițiile în care se vorbea despre acest scenariu pe care domnul Ponta l-a alimentat, că ar putea să candideze domnia sa, doamna Firea lega decizia sau speculația că domnul Ponta va candida la primăria generală cu delimitarea dumneavoastră de domnia sa și de PSD. L-ați susține pe Victor Ponta la primăria generală împotriva Gabrielei Firea în condițiile în care ar candida sau în condițiile în care nu candidează domnul Ponta pe cineva din partidul domniei sale? Atâta timp cât eu sunt hotărât să nu candidez la primăria generală. Deci nu candidat sigur la primăria generală. Plecăm de la această variantă. Da. Am să analizez cu grijă candidaturile care vor fi și am să votez, eventual am să sprijin orice candidatură pe care o consider ca fiind cea mai potrivită din cele cu șanse. Consider că... Deci vei susține pe cineva. Este normal să se întâmple acest lucru. Să susținem pe cineva. Bucureștiul are nevoie să fie condus. Iertați-mă, de către o persoană dumneavoastră capabilă să realizeze lucruri pentru București. Fapte. Proiecte. Partidul pe care l-ați lansat astăzi va avea un candidat propriu la primăria generală sau veți merge mai degrabă pe o politică de alianțe, gen dacă va candida domnul Victor Ponta să-l susțineți pe domnul Ponta? Ambele variante sunt posibile. Dar atâta timp cât nu avem o decizie luată, ar fi anormal să facem, să comunic ceva pe tema asta. Avem preocupări, ceea ce am spus deja, ne gândim la chestiunea asta, cred că este normal să susținem pe cineva, vom analiza pe cine. Dar nu excludeți varianta de a susține pe domnul Ponta? Nu. Sunteți în discuții cu domnul Ponta pentru alianță Pro-România, Alianța București 2020? Am spus-o deja de mai multe ori. Am avut discuții cu mai multe persoane referitor la a ne face o alianță cu șanse pentru București. Bun. Domnule Negoiță, e un joc foarte interesant. În momentul de față, cred că e un joc foarte interesant în condițiile în care ne uităm la ce se întâmplă în București. Astăzi a apărut un sondaj de opinie, IRSOP, care o dădea pe doamna Firea la o distanță destul de mare de domnul Nicușor Dan. Există varianta de a-l sprijini pe domnul Nicușor Dan? Forța dumneavoastră în sector este una pe care nu cred că o neagă nimeni. Există varianta de a-l susține pe Nicușor Dan împotriva doamnei Firea? Dacă este cazul, voi repeta ce am spus deja. În momentul în care vom avea anunțați candidații pentru primăria generală, dacă nu vom avea noi propriul candidat, vom susține pe cel pe care îl considerăm cel mai potrivit să ocupe acest loc. Deci nu excludeți nicio variantă. Asta înseamnă că nu excludem nicio variantă. Încercăm să facem ce considerăm că este normal pentru București, astfel încât Bucureștiul să meargă mai departe. Altfel, să mai pierdem încă 4 ani, consider că este suficient de grav ca să ne putem permite așa ceva. Astăzi noi ne sufocăm în trafic. Astăzi Bucureștiul este blocat. Infrastructură mare în ultimii 30 de ani, aproape inexistent, repet, este o rușine pentru toți cei care au trecut pe acolo, fără excepție. Puțin probabil să susținem pe cineva care a demonstrat ce poate sau mai ales ce nu poate. Și o spun cu, credeți-mă că o spun cu foarte mult regret. Am pornit acum 4 ani cu foarte mult entuziasm. Și nu sunt genul de persoane care să mă îmbăt cu apă rece. Chiar am crezut că fiind o echipă unită, vom reuși să facem niște lucruri.